Deci putem începe, da? Bună ziua, stimați jurnaliști ai Clubului Presei Economice. Ne bucurăm să vă revedem din nou la Oficiul Băncii Mondiale din Moldova și mă bucur că aceste întâlniri devin deja bianuale. Înțelegem că este o perioadă destul de interesantă și plină de evenimente excitante, așa că vă mulțumim frumos că ați găsit timp și pentru noi. Deci, economia Moldovei se află pe calea recuperării, în ciuda impactului continuu a invaziei Rusiei în Ucraina. Această evoluție este încurajatoare, însă provocările socioeconomice, precum sărăcia, productivitatea scăzută și vulnerabilitățile climatice, necesită reforme structurale esențiale și o integrare mai profundă pe piețele Uniunii Europene. Care sunt tendințele și perspectivele economice pentru Moldova pe termen mediu și care sunt factorii ce influențează economia țării? O să rog să ne vorbească pe Marcel Chistruga, economistul Băncii Mondiale, pe care dumneavoastră o știți deja destul de bine. După aceasta o voi ruga pe Melanie Trost să ne prezinte subiectul special al acestei ediții, unul destul de interesant și important, după părerea mea. Deci este vorba de explorarea căilor pentru dezvoltarea sectorului de producție al Moldovei prin prisma lanțurilor valorice globale. La sfârșitul ambelor prezentări vom trece la runda de întrebări și răspunsuri, care tradițional se transformă la noi într-o discuție interesantă. Și deci vreau să vă mai spun că ambele prezentări vor fi disponibile online după lansarea raportului. Și deci să nu mai pierdem timpul. Marcel, te rog frumos, ai cuvântul. Da, bună ziua. Ne bucurăm să vă revedem. Sper că și dumneavoastră vă bucurați să ne revedeți. Și începem, într-adevăr, o nouă rundă de a ediției perspective economice. Din start aș vrea să spun că practic trei momente esențiale cheie acestei ediții. Primul ține de creștere economică și aici, într-adevăr, Boris a menționat, noi vedem o careva ameliorare a creșterii economice. Ceea ce ține de prognoze, o să discutăm, în principiu, viziunea noastră nu s-a modificat, s-a schimbat atât de mult cu data trecută, când noi ne-am văzut. Al doilea moment cheie, și cred că e important, e vorba de riscuri, fiindcă în viziunea noastră riscurile un pic s-au accentuat, au apărut chiar și altele pe care tot o să discutăm. Și al treilea moment, ținând de subiectul special de astăzi, Melanie o să vă vorbească, dar vorbim în principiu despre modul cum Republica Moldova poate să diversifice producția. Dumneavoastră aveți toți, deja văd ediția în față, de asta eu o să încerc foarte telegrafic să punctez diferențele care au fost sau care le vedem, tendințele din ediția precedent și poate va careva moment cheie. Deci la creștere economic pentru care am avut până acum, în principiu nimic nu s-a schimbat în ceea ce m-au observat. Consumul devine practic cel mai important factor, iarăși. Investițiile, după cum ați văzut, și-au revenit destul de au avut o contribuție destul de semnificativă la creștere și desigur că exportul net în aceste condiții puțin practic a scăzut din avut o contribuție negativă. O să vorbesc la factorii un pic mai târziu care au contribuit la aceste evoluții. Sectorial, în principiu, în a doilea trimestru am observat că majoritatea sectoarelor și-au îmbunătățit performanța. Menționăm sectorul TIC, adică tehnologie informațională și comunicații, sectorul financiar, odată cu îmbunătățirea condiții mai favorabile a ratelor dobânzii, am văzut o creștere și am observat chiar și o creștere destul de mare în creditele noi acordate. Sectorul transporturi,
trimestrul 2 a avut o evoluție mai bună ca în trimestrul 1, dar și per total, în principiu, transporturile încă sunt în parte negativă. Cea mai mare impact negativ asupra creșterii au avut tranzacțiile imobiliare. Cred că tot cunoașteți acest lucru. Pe parte de prețuri și diferențe mari de ceea ce am discutat la trecut, în principiu nu. Inflația a continuat să registreze o tendință de scădere cu o ușoară creștere în ultimele luni. BNM în aceste condiții a redus și rata de bază, dar și a micșorat rezervele obligatorii, cu careva impact viziunea noastră benefică asupra creditării și a excesului de lichiditate care discutat de trecut. Partea de sector extern, aici contul curent s-a înrăutățit în trimestrul 2, astfel că pe tot semestrul ăsta practic a dus la înrăutățire a contului curent. În mare parte acest lucru e datorat balanței comerciale, importurile au crescut semnificativ, iar exporturile au scăzut destul de mult. Considerăm că creșterea exporturilor a fost datorată în mare parte practic scăderii reexporturilor către Ucraina și fiindcă produsele autohtone, după cum probabil iarăși vedeți, au avut o scădere mai moderată ca total exporturi. Partea pozitivă, în schimb, exporturile de servicii în trimestrul 2 au fost destul de puternice, în special serviciile IT, au înregistrat o creștere notabilă, dar exporturile de software, în principiu noi, tendința negativă care am observat-o și în perioadele anterioare a rămas, adică exporturile de software, în principiu, sunt în scădere de ceva timp. Soldurile pozitive a conturilor venitor primare și secundare s-au micșorat, astfel că, iată, astea trei momente, solduri pozitive mai puțin venituri primare și secundare și balanța comercială, practic, au înrătățit per total cont curent. În raport dăm și cifre cum remiterile au evoluat și aici problema cea mai mare vine din partea remiterilor, din partea țărilor CSI. Partea fiscală, colectările la buget în principiu au crescut mai rapid ca cheltuielile la buget. Majoritatea colectărilor, categoriilor de venit au înregistrat creșteri, cu excepția practic a veniturilor impozitelor persoanelor juridice. Da, aici unul din factori care noi considerăm mai important este faptul că facilitățile fiscale care au fost acordate IMM-urilor au jucat un rol negativ. La fel, pe partea de politici fiscale, o evoluție negativă care am discutat și data trecută, dar trebuie să o punctăm iarăși, este scăderea investițiilor de capital. Da, cred că ele au scăzut undeva cu 25% ultimele raportări care noi le-am văzut. Noi am vorbit iarăși acest subiect data trecută. Sunt necesare îmbunătățiri profunde la cadrul de management al investițiilor publice în general. Prognoza. Pentru anul 2024 noi am rămas la aceeași prognoză, practic 2,8%. La sute. Noi considerăm consumul va rămâne factorul determinant și acesta va fi susținut de creșterea în termeni reali a venitului disponibil a populației, deși remiterile, care erau un factor practic secundar, important, în termeni reali considerăm că el va rămâne negativ în anul 2024. Unul din cei mai importanti factori care îl vedem noi acum la creșterea acestor venituri disponibile, practic, sunt salariile reale, în principiu. Și odată cu creșterea, scăderea inflației, în termeni reali, practic, avem o contribuție destul de pozitivă și majoră din partea veniturilor disponibile. Considerăm că investițiile, odată cu politica monetară care am menționat-o, și ratele dobânzilor destul de favorabile o să aibă un impact din ce mai mare
în trimestrul 34, astfel că considerăm că contribuția investițiilor va fi una pozitivă și în creștere până la sfârșitul anului, dar exporturile nete vor avea o evoluție negativă, adică contribuția lor va fi negativă la creștere. Importurile am observat în ultimele luni, în principiu, că au avut o evoluție ascendentă. Noi considerăm că, în principiu, exporturile nu vor reuși să, practic, să ajungă din urmă importurile și cauze sunt mai aici, la care noi, cel puțin, le considerăm importante de a fi menționate, este cererea externă încă destul de anemică pentru produsele autohtone, dar și seceta care a fost în anul, vara aceasta, care inevitabil va influența recolta în a doua jumătate a anului și, respectiv, de acești factori considerăm noi că vor, într-un fel sau altul, vor împiedica creșterea exporturilor. Am menționat deja și reexporturile sau faptul că mărfurile care erau înainte transportate, da, prin Moldova spre Ucraina, deja aceste fluxuri, practic, s-au stabilizat și, în principiu, noi considerăm că situația asta se va menține și pe viitor. Pe termen mediu, creșterea economică în viziunea noastră, în principiu, considerăm că ea trebuie să fie stimulată de reforme care încurajează diversificarea economică și stabilirea unei piețe funcționale. Și aceste două aspecte, în principiu, sunt prioritare și pentru procesul de aderare la Uniunea Europeană. Astfel că, pe termen mediu, viziunea noastră, că atât politica fiscală, cât și politica monetară vor fi stimulative sau vor fi favorabile pentru creșterea economică, astfel că aceste politicile, da, economice, în principiu, vor putea sau vor ajuta într-un fel sau altul ca economia să fie pe un trend de ascendent. Noi, pe partea de sectoare, noi considerăm că serviciile, pe termen mediu, oricum vor rămâne cel mai important, vor avea contribuția cea mai mare la creșterea economică. Considerăm că sectorul IT, în principiu, va rămâne și el unul foarte dinamic și, la fel, pe termen mediu, în viziunea noastră, sectorul financiar va avea o contribuție destul de, la fel, pozitivă pentru creșterea economică. Comerțul intern inevitabil va rămâne cel mai influent, cel mai important factor. Contribuția sectorului agricol în viziunea noastră va rămâne delimitată, cel puțin în scenariul nostru de bază. Noi nu prognozăm o creștere mare a acestui sector. Și asta e vorba de provocările de productivitate, a efectelor negative și a efectelor negative a schimbărilor climatice, practic. Sectorul industrial, în viziunea noastră, va retresa treptat și, conform prognozilor noastre, producția ar trebui să atingă nivelurile, practic, dinainte de război, undeva prin anul 2025, începutul anului 2026. Considerăm că acest lucru se va întâmpla atât pe de o parte, în cea mai mare parte, din cauza cererii externe, care, în viziunea noastră, pentru anumite produse, sau pentru produse care le exportă Moldova, se va îmbunătăți. Respectiv, considerăm că pe termen mediu se va îmbunătăți și sentimentul investitorilor. Și aceste toți factori, împreună cu reformele despre care am menționat la început, ne face să ne uităm cumva pozitiv, să avem o viziune optimistă asupra creșterii economice pe termen mediu. Moldova a adoptat recent Programul Național de Dezvoltare Industrială, ca fiind iarăși un element important care, la creșterea economică pe viitor.
Subiectul nostru special, în principiu, vorbește despre, practic, două sectoare din acest plan. E vorba de sectorul de echipamente electrice și sectorul farmaceutic. Melanie o să vorbească mai mult acest capitol. Dar, în perspectiva noastră, în principiu, aceștia ar fi factorii cei mai importanți, detalii, cu siguranță le aveți în față. Foarte rapid să discutăm despre alte aspecte și ceea ce am menționat la început, riscurile. Pentru noi, după cum, iarăși, cred că nu am menționat cifrele, în 2025 noi, prognoza noastră rămâne schimbată 3,9 și pe 2026 la fel e neschimbată. Și am menționat la început că, în schimb, au crescut riscurile și vedem că ele tot se accentuează. Pe lângă faptul probleme de competitivitate, productivitate, despre care noi am mai discutat și tot timpul le menționăm, probleme ce țin de creșterea, de șocurile climaterice, de data aceasta punctăm și importanța creșterii economice în principalii noștri parteneri comerciali. De exemplu, în România, la fel, se prognozează o numită scădere a activității economice pe fundalul presiunilor de a consolida finanțele publice la ei. În Ucraina are problemele cu războiul și la fel există o careva incertitudine asupra creșterii economice în Rusia. La fel se prognozează o numită scădere a activității economice. Și în general în Europa, per total, în zona euro, există o numită ameliorare, o moderație în așteptările de creștere economică. Iată, asta e un factor important de risc pentru scenariul nostru de creștere în Republica Moldova. Și al doilea moment important care trebuie să-l menționăm acum este vorba de perturbările cu tranzitului de gaz prin Ucraina. Ea reprezintă o îngrijorare majoră pentru Republica Moldova și în cazul materializării acestui risc, desigur că noi putem să ne confruntăm cu prețuri mai mari pe partea dreaptă, da, malului Nistru, prețuri mai mari la energie electrică, ceea ce va avea efecte asupra atât presiuni pe vedere fiscale cât și sociale, și acest lucru se va întâmpla cel mai probabil în anul 2025, care spliază practic și pe ciclul electoral, care în principiu are probleme, are riscurile sale. Așa că în principiu cam astea sunt cele mai momentele cheie despre care am vrut să vă vorbesc și respectiv dacă aveți întrebări sau detalii vă aștept. Le așteptăm. Mersi. Da, dar o să vă rog întrebările pentru prezentarea lui Marcel să le punem după ce ne vorbește Melanie. Melanie, the floor is yours. Mulțumesc, Marcel, pentru această actualizare și mă bucur să fiu aici ca să vă prezint principalul subiect astăzi, care este practic o parte importantă a memorandumului nostru sau acestui studiu pe care l-am elaborat pentru țară. Și obiectivul acestei secțiuni este să vedem dacă Moldova poate să își consolideze sectorul de producere prin integrarea și integrarea în lanțurile valorice globale, ceea ce a menționat Marcel în sectorul de echipamente electrice și farmaceutice. Cum am menționat, e vorba despre acest memorandum de țară, memorandum economic de țară, care identifică produse cheie pentru Moldova, pe care Moldova ar putea să, în care să facă diversificare în baza capacităților sale existente. Pe slide puteți vedea spațiul de producție al Moldovei și practic e vorba de o rețea de produse, toate
produsele posibile pe care o țară poate să le producă și să le exporteze în lume. Aceste puncte de pe ecran sunt produsele și produsele care sunt, sau punctele care se află aproape unele de celelalte necesită aceleași abilități, cunoștințe și tehnologii. Și faptul că sunt amplasate aproape, asta este de asemenea probabilitatea înaltă că aceste produse pot fi exportate împreună. Și ar fi foarte bine dacă Moldova ar avea produse care să fie pe centru, foarte strâns legate într-un centru, pentru că aceasta înseamnă că Moldova ar putea să producă acele produse aici și să exporteze mai multe din aceste produse împreună. Acum, structura actuală este astfel încât Moldova are avantaje comparative a produselor mai de bază, pe care le vedeți la periferia acestei scheme, de exemplu, textilele sau produse alimentare. Și de asemenea sunt anumite, există anumite avantaje comparative, de exemplu, în tehnologie, inclusiv cablaje, cum a menționat și Marcel, dar și medicamente ambalate. Având aceste produse cu mai puține tehnologii necesare, acest lucru este bun pentru creștere, dar ce dorește țara să, este să se miște mai spre centrul acestor produse, să lucreze la produse mai avansate cu tehnologii mai multe, mai de nivel mai înalt și este important, acest lucru este important pentru creștere, pentru crearea noilor locuri de muncă și pentru sprijinirea economiei. Acum apar și aceste lanțuri valorice globale, ceea ce va permite țării să participe în schimburile comerciale internaționale. Nu prin a produce întregul produs, dar prin a se specializa în procesul de producere a anumitor părți, componentele acestor produse, care duce la tehnologii mai complexe. Acest lucru poate aduce mai multe exporturi, mai multe investiții străine, mai multe locuri de muncă și poate sprijini dezvoltarea. În această evaluare pe care am elaborat-o, ne-am axat pe două lanțuri valorice globale care sunt foarte diferite. Unu, e vorba despre sectorul auto, în care Moldova are, a elaborat, s-a dezvoltat deja și are și o conexiune foarte strânsă cu piața europeană pentru produsele din acest sector. Pe partea de jos puteți vedea că volumul de exporturi a crescut foarte mult în ultimul deceniu, dar și ponderea exporturilor, în ponderea exporturilor totale. Totodată, lanțul valorii global în produsele farmaceutice, aici Moldova se specializează mai mult pe formule de medicamente și pe ambalarea medicamentelor. Și această piață este orientată mai mult către piața CSI și din câte se observă, exportul și volumele de export nu s-au dezvoltat, iar cota sau ponderea exporturilor din exporturile totale acestor bunuri a descrescut din considerente politice inclusiv. Și din start vreau să zic că este foarte important să știm că integrarea în aceste lanțuri și valorice globale este destul de complicată pentru că există o concurență acerbă. Aceste lanțuri globale deja au stabilit un anumit nivel de concurență cu acele piețe care au forță de muncă calificată, dar ieftină și va fi greu pentru Moldova să se integreze în aceste lanțuri. Însă, aici vreau să analizăm un pic aceste lanțuri valorice globale și de ce ar fi necesar ca să putem concura pe aceste piețe și care sunt posibilitățile de extindere în viitor. Vom începe cu sectorul auto.
Vreau să menționez din start că acesta este un sector cu cea mai mare rată a producerii în lume. Lanțul valorii global include tot, începând cu proiectarea vehiculului, materii prime, asamblarea, producerea de piese și până la reciclare și sfârșitul perioadei de utilizare și exploatare a automobilului. Și sunt și părți electrice și electronice și mai ales cablajele. Cablajele și piesele electronice, ca și ponderea, au crescut foarte mult în ultimii ani, mai ales având în vedere ponderea producerii automobilelor electrice. În plan global există câteva centre regionale, inclusiv America, Asia și Europa, și Europa este un centru major pentru producerea mașinilor de clasă premium. Și țările din Europa de Est, inclusiv România, care joacă un rol important în acest centru regional prin livrarea pieselor la asamblarea finală a autovehiculelor. În Moldova, sectorul de cablaje electrice și piese electronice a crescut considerabil în ultimii ani. Totodată, motivul pentru aceasta este că multe din aceste fabrici, sau practic toate, se află în zonele economice libere, ceea ce a ajutat la atragerea acestor investiții străine și ceea ce a ajutat la sporirea ocupării forței de muncă pe o perioadă mai îndelungată. Dacă analizăm câțiva factori cheie ai competitivității în această piață cheie, în special pentru cablajele electrice din sector, există o aglomerare regională. Faptul că te afli aproape de locația de producție a vehiculelor, acest lucru este foarte important. Totodată este important că există diferențe salariale mari, forța de muncă calificată existentă în țară, acorduri comerciale, acordurile de investiții sunt foarte importante pentru că acestea acordă acces la materii prime, dar și infrastructura de transport și, de asemenea, existența procedurilor care stimulează schimburile comerciale. Mediul de afaceri bun, la fel, reprezintă o oportunitate și este un lucru bun. Și faptul că Moldova este în acest centru regional și este aproape de piața europeană este foarte bine și este un lucru foarte important. De asemenea, faptul că salariile aici sunt mai mici, dar și există forță de muncă calificată, a contribuit la dezvoltarea acestor piețe în trecut. Cu toate acestea, există provocări majore. De exemplu, migrația forței de muncă care se întâmplă expune acest sector riscului de a-l asigura cu forță de muncă. De asemenea, există riscul că să nu existe forță de muncă calificată anume pentru acest sector. De asemenea, mediul pentru investițiile străine directe este destul de slab, există o insuficiență sau niște goluri în infrastructură de transport și anumiți alți factori care ar putea împiedica creșterea în acest sector. Având în vedere că această industrie este în perioadă inițială, vedem anumite oportunități imediate pentru Moldova și acest lucru ar însemna că Moldova trebuie să își modernizeze produsele pe care le produce la moment, trebuie să investească și în procese, să aibă procese mai bune pentru producerea celor produse la care Moldova lucrează, ar putea să avanseze la sectorul premium sau segmentul premium de autovehicule și să producă sisteme pentru, de exemplu, sisteme electrice pentru vehicule pe piața Uniunii Europene. Și
Moldova în următorii 3-5 ani ar putea să se extindă în aceste sisteme electrice, producerea sistemelor electrice pentru vehicule electrice, și aici vorbesc despre cablurile de încărcare a mașinilor electrice în care ar putea să investească țara. Pentru asta există un șir de recomandări specifice în raport cu referire la ce trebuie să fie făcut pentru a facilita acest lucru, iar un factor foarte important, așa cum am spus mai devreme, trebuie să abordăm aceste provocări și să găsim forță de muncă calificată pentru astfel de sarcini și de asemenea să ajutăm la facilitarea schimburilor comerciale prin aceste mijloace. Pe termen lung, ceea ce este o cale cu multe provocări, Moldova ar putea să intre în sectorul de producere de electronică auto, însă pentru aceasta mergem spre al doilea lanț valor global, industria farmaceutică, similar cu sectorul auto, este un sector de asemenea foarte competitiv, se extinde, evident, dat fiind că populația crește și de asemenea este important de spun că speranța de viață crește și cresc cheltuielile de medicină. Noi vedem doi piloni în acest lanț valoric global. Este un produs inovator. E vorba despre drepturi de proprietate intelectuală. De asemenea, se pune accent pe cercetare, dezvoltare, producerea și marketingul este în țările în dezvoltare. De asemenea, vorba despre producerea produselor generice, care țintește piețele mari. De produs este mai ieftin, dar este foarte competitiv. E vorba despre India, China, care sunt foarte prezente pe acest lanț valoric. În Moldova, sectorul farmaceutic, după cum am spus, pune accent mai mare pe ambalarea medicamentelor și producerea de produse generice. Scopul este de a produce pentru piața internă, dar de asemenea are și exportul spre CSI. Țările CSI care, de fapt, au scăzut în ultimii câțiva ani, dat fiind situația geopolitică. De asemenea, sectorul are probleme de a se alinia cu standardele și standardele de calitate ale piețelor europene. Sunt foarte puține firme și unele din ele au părăsit piața. Bun, similar cu sectorul auto, sunt câteva probleme, provocări care trebuie să fie abordate pentru a putea să concurezi pe această piață. Proprietatea intelectuală și riscul investițional scăzut sunt foarte importante pentru a atrage aceste investiții în farmă, dar este important de a avea riscul scăzut investițional, chiar dacă țara lucrează pe produse generice. Economii de scară, foarte important, dacă țara vrea să producă produse generice, dat fiindcă trebuie să producă cantități mari. Și, de asemenea, e vorba despre capital uman specializat, foarte important, pentru a putea să implementezi standarde de calitate. Și, de asemenea, e vorba despre logistică și infrastructură eficientă și rezilientă. Este important pentru că această industrie se ciocnește cu perturbări ale lanțului de furnizare și, de asemenea, cerere exact la timp. În Moldova, noi vedem că sunt provocări ce țin de acești factori competitivi, de exemplu, drepturile de proprietate intelectuală sunt slab dezvoltate. Cred că Moldova este a treia după Rusia și Ucraina. De asemenea, sunt percepții de risc de investițional foarte mari, în special acum, în prezent. Evident că există o constrângere de a atrage aceste producții inovative de medicamente și, de asemenea, economie de scară slabă, pentru că Moldova are o piață mică și sunt și deficituri de capital uman.
și abilități, care, de asemenea, sunt cu o strângere pe producerea de produse generice. Acum, dat fiind aceste circumstanțe, ce vedem noi din punct de vedere a următorilor câțiva ani și unde ar putea să extinde sectorul, dat fiind că este unul din sectoarele pe care Marcel a menționat sunt în programul industrial al guvernului. Deci, sunt oportunități de a îmbunătăți produsele care se află prezent pe piață. În special, accentul se pune pe standardele de calitate ale producției. Deci, de exemplu, conformarea cu standardele de calitate și în viitor, țara ar putea să-și consolideze poziția pentru a exporta pe țările, pe piețele țărilor CSI. Comparativ cu sectorul auto, Moldova este mai puțin bine poziționată pentru a-și extinde prezența pe aceste piețe și câteva recomandări pe care le-am pus în raport ar trebui să fie implementate pentru ca Moldova să se poată extinde. Aceasta mă duce spre cel mai important aspect sau parte a acestei evaluări. Ambele lanțuri valorice globale, analiza și evaluarea acestora, de fapt, au recomandări pe transversală pentru țară, care sunt foarte importante de a fi implementate. Haideți să merg la următorul slide. Deci, ambele lanțuri valorice globale sunt foarte greu de integrat. Nu există o soluție magică, dar sunt importante lecții învățate din punct de vedere a capitalului uman. Așa cum am menționat, sunt deficit de abilități și capital uman. De asemenea, există mesaje importante despre infrastructură, transport și logistică, mediul de afaceri și promovarea investițiilor. Deci, ele au aceleași recomandări pe transversală a aceste lanțuri logice globale. Noi vedem că în viitor, ceea ce este foarte important, este ca țara să abordeze constrângerile de creștere sistemică pe care le-a menționat Marcel, în același timp încercând de a aborda problemele pe aceste două lanțuri de valori în același timp, pentru că și de asemenea, trebuie să respectăm și regulile ce țin de ajutorul de stat. Deci nu există o soluție rapidă pentru această integrare în lanțul valorice globale, în aceste două. Vedem că există aspecte pozitive când vine vorba despre locul de muncă, creșterea exporturilor, dezvoltare, dar nu trebuie să pierdem din vedere recomandările transversale și orizontale. Asta este foarte important și prin implementarea acestor recomandări, aceasta ar ușura integrarea în alte lanțuri valorice globale pe care noi nu le-am analizat în această evaluare. Deci aici cred că o să mă opresc și pot să iau întrebări. Thank you very much, Melanie. Mersi mult, Melanie. Puteți să spuneți mulțumesc în română. Mersi. Haideți să trecem la sesiunea de întrebări și răspunsuri și Alexandru, vă rog. Stimați colegi, noi avem multe întrebări, vă rog, vă propun, dăm câte o întrebare și apoi restul. Domnul Preașcă, cu privire la Fujikura. Da, eu am vrut să întreb ce impact asupra, fiindcă n-am văzut menționată aici în studiul ăsta, analiza asta, ce impact a avut retragerea unor companii de pe piață și nu există riscul retragerii și altor, fiindcă s-au anulat anumite facilități care le-au avut zone economice libere și acum se introduce formula ajutor de stat și toți sunt sceptici în privința acestui formule. Mersi. Thank you very much. Mersi mult pentru întrebare. Deci, în această evaluare, ceea ce am încercat noi să facem este să ne uităm la factori.
factorii acestor lanțuri valorice globale, inclusiv factorii de global, de competitivitate, pe care l-am arătat unul din aceste slide-uri anterior. Deci noi ne-am uitat exact la motivația anumitor companii care să rămână sau să plece. Dar, într-adevăr, în cazul acestor două lanțuri globale, stabilitatea politică și mediul de afaceri propice sunt factori foarte importante pentru ca companiile să vină pe piața moldovenească. Poate doar un aspect, dumneavoastră ați menționat stimulentele, da? De exemplu, aceste companii care produc cablaje în acest sector, ele de asemenea beneficiază sau beneficiau de fapt de scutiri fiscale și proceduri de vămuire mai optimizate în zonele economice libere și unele din ele sunt scoase pentru că țara se aliniază cu cadrul european. Dar ceea ce este important este să spunem că eu cred că obiectivul acestor zone în cele de urmă este că țara sau aceste politici care sunt pilotate în aceste zone este ca aceste politici să acopere toată țara, în special când vine vorba despre optimizarea procedurilor vamale. Deci este important ca există progres în acest aspect și pentru ca țara să înțeleagă ce merge bine în aceste zone și să o aplice în toată economia din țară. Vreau să am să mai adaug ceva. Procesul ăsta, da, în principiu, sau alinierea la Uniunea Europeană, este nu doar pentru Republica Moldova, care a început procesul relativ recent, dar și țările din regiune, în general. Adică noi o să observăm aceleași tendințe, în principiu ar trebui să observăm aceleași tendințe. Și un studiu care a fost cu ceva timp în urmă, făcut de Banca Mondială, de fapt spunea că facilitățile fiscale sunt importante, dar nu așa de importante ca alte lucruri care le caut companiile astea mari atunci când își caut locația. Și al treilea moment ține de procesul ăsta de nearshoring, atunci când companiile își plasează, sau cele din Europa vor să-și plaseze undeva mai aproape de piața lor de desfacere, să plaseze producția. Și ținând cont de toate aceste aspecte în ansamblu, în principiu, problemele de competitivitate și celelalte care au fost analizate, și capital uman în primul rând, cred că astea ar fi esențiale până la urmă, în viziunea noastră. Dacă se poate o întrebare. Este impresia că la noi salariul crește mai repede ca economie. Ce stă în baza acestui fenomen, din opinia Băncii Mondiale? Păi el în principiu, iată în raportul pe care noi tot menționăm în memorandum economic de țară, în principiu și menționăm faptul că există această tendință că salariile la noi să crească mai repede ca productivitatea sau ca economia, la productivitatea noi în principiu spunem. Cauze, desigur că sunt multe și putem să discutăm, dar cel mai important probabil este să menționăm efectele, da, care ar putea să fie. Și în principiu putem să le grupăm practic în două, trei mari categorii. Da, asta e unul, ar fi efectul asupra competitivității. Da, odată cu creșterea salariilor, desigur, domnul a vorbit de facilitățile fiscale în zonele economice libere. Odată cu creșterea salariilor, posibil cineva să nu fie atât de, companiile să nu fie atât de interesate, da, de a investi, de exemplu, în Republica Moldova. Doilea moment ar fi ține de, în principiu, presiunea, da, asupra prețurilor. Și probabil un al treilea factor. Bine, haideți să ne oprim acum aici. Poate dacă o să mai aveți întrebări adăugătoare, eu o să... Maybe just to add. Ca să adaug și eu cred că
În special, în ultimii câțiva ani, noastră aveți factori externi care afectează creșterea și salariile de obicei sunt analizate în baza inflației, competitivității, așa cum a spus Marcel. Deci, acele câteva șocuri care au avut loc au avut efecte asupra economiei și nu asupra creșterii salariilor. Eu am o întrebare referitoare la ratingul de țară, riscul de țară, cum a spus dumneavoastră, pentru că ați vorbit mult despre atragerea investițiilor, dar știm că ratingul de țară este destul de redus. Și din ceea ce au vorbit recent unii experți din financiari, ratingul de țară Moody's este mult subevaluat. Și una din probleme ar fi faptul că evaluarea însăși a băncii mondiale, deci ei fac pe 4 criterii acolo de evaluare și una dintre ele aparține, una dintre ele e făcută în baza unei evaluări a băncii mondiale care îi dă o notă destul de scăzută. Deci din ceea ce am vorbit cu unii experți ar trebui să fie uneva cel puțin cu 2-3 trepte mai sus. Cum comentați momentul ăsta? În primul rând, noi cred că suntem ce fac companiile de rating străine, cel mai bine ar fi să discutați direct cu aceste companii. Unica ce pot să vă spun că noi ne întâlnim cu aceste companii directe, noi schimbăm opinii, noi discutăm despre viziunile noastre. Ce ține de exercițiul care îl facem noi pe intern la bancă de rating, El ține și el este legat în special de, fiindcă noi, până la urmă, suntem o bancă, da? Că modul cum funcționează, dar astea lucruri, în principiu, nu sunt publice. Din păcate. Nu există note, dar ele sunt legate doar de, practic, cum noi, banca, funcționează pe intern și cum vede o țară atunci când acordă credit ei. Dar ca viziune asupra macroeconomiei și a potențialului de creștere și a riscurilor și a problemelor care sunt, noi tot timpul ne expunem și astăzi am făcut-o iarăși. Nu, dar mai am o precizare. În momentul ăsta problema că alte agenții de rating, Fitch, a dat totuși o notă cu două trepte mai sus decât Moody's. Există deci o disconcordanță? Noi nu putem să comentăm ce fac alte agenții de credit. Irina Europa. Am o întrebare referitor la piața farmaceutică. Deci avem așa o statistică că piața farmaceutică de retail, numai de retail, este de 200 de milioane de dolari și ea nu crește în sortiment, crește numai în bani. Deci producătorul autohton are o cotă maximum de 10%, și are dificultăți mari de export. Compania Balkan Farmaceutical, la care vă referiți în raportul dat, anul ăsta nu a putut să pătrundă pe piața americană. Deci eu am vorbit cu dânșii două zile în urmă și mi-au spus că au dificultăți foarte mari. Deci nu au nimerit în ținta consumatorilor locali și s-au retras. De ce întrebarea mea este... Ce piețe de extindere vede Banca Mondială în afară de CSI? Vă mulțumesc. Mersi pentru întrebare. Da, asta mă duce înapoi la ceea ce menționam noi în prezentare, în raport. Este un sector foarte competitiv, chiar și în domeniile în care Moldova este localizată. Adică formule și ambalarea produselor finale, în mare parte produsele generice. Deci există piețe îndrădecinate, cum ar fi India, China, care au economie mare de scară, care pot produce la scară. Și iată de ce este foarte greu pentru Moldova să penetreze aceste piețe. Deci noi am menționat în raport că în afară de CSI, țările CSI, una din piețe este UE. Dar noi ăsta am pus pe termen mediu. Este foarte greu să te poziționezi pe această piețe. De asta țara va trebui să
să îmbunătățească mult la capitolul standarde, certificare, aliniere, conformare. Deci noi asta încă nu vedem bine implementat. De ce? Unele din companii au plecat de pe piață în ultimii câțiva ani. Important, sau mesajul cel mai important la noi pentru sectorul farmaceutic este că lucrurile trebuie făcute în paralel. Cel mai simplu în viziunea noastră este totuși piața din Est, la moment. Asta cel puțin arată analiza care am făcut-o noi, care mi-ar putea să discutăm, dar asta cel puțin vedem noi acum. Dar în paralel, lucrurile reforme trebuie accelerate și mers pe pașii despre care noi am discutat. Domnule Chistruga, ați menționat despre un potențial risc cu suspendarea tranzitului de gaz pentru a Ucrainei spre Europa de Vest și inclusiv e vizată și Republica Moldova pentru că produce, Moldova cumpără energie din stânga Nistrului. În contextul ăsta, vreau să vă întreb, care ar fi impactul ca și costuri pentru Republica Moldova și dacă asta ar adânci nivelul sărăciei din țară? Mersi. Noi, în scenariul nostru de bază, poate nu a fost atât de clar, dar vreau să punctez. În scenariul nostru de bază, noi acum nu avem această posibilitate, zicem așa. Da? Îl punctăm ca risc major pentru anul 2025, care e posibil pe viitor să ne fac să modificăm în scădere creșterea PIB-ului. La moment este foarte complicat de spune care din mai multe scenarii se vor adeveri, cum anume va ajunge, fiindcă într-un fel sau altul ar trebui să ajungă gaz și electricitate, gaz în partea dreaptă a Nistrului și electricitate în partea stângă. La moment e complicat de spune care din scenarii se va adeveri. Dar aveți dreptate că în dependență de severitatea și cel mai sever scenariu ar fi, da, gaz la prețuri europene în stânga și electricitate în stânga Nistrului la gaz și în dreapta Nistrului pentru la electricitate, adică prețuri europene, dacă se întâmplă acest scenariu, atunci cu siguranță atât prognozele scenariului nostru de bază vor trebui revizuite, dar nu doar astea, vor fi o mulțime de atât planificarea bugetară va trebui revizuită, atât cât și o mulțime de alte aspecte care, din înțelegerea noastră, sunt la moment discutate atât de autorități, cât și noi încercăm să ținem prin analize și prin careva modelări, dacă e posibil, acestor scenarii și mă numim paza de modelare și scenarii. Noi, în principiu, ne gândim să avem o anumită notă la acest subiect când o să modelăm exact acest scenarii. Gândim. Rapid, în acest sens, noi analizăm această situație pentru că o vedem ca un risc mare, câteva aspecte unde noi vedem diferențe. Deci noi am văzut acest lucru, prețurile energetice, șocurile energetice în trecut, dar două diferențe. Deci unul este că guvernul a acumulat rezerve mari de gaze naturale pe care le-a cumpărat la prețuri destul de competitive. Deci asta este un lucru bun. Pe de altă parte, așa cum a spus Marcel, cel mai rău scenariu ar fi o întrerupere a furnizorilor spre Transnistria. Deci aceasta ar avea consecințe pe termen scurt. Deci poate să afecteze competitivitatea regiunii pe termen lung și mediu. Deci asta este diferit comparativ cu ultima criză energetică. Și da, noi analizăm scenariile și ceea ce este important de ce să ne ținem cont este ceea ce a funcționat foarte bine în trecut, a fost de a avea măsuri de sprijin pentru gospodăriile casnice, pentru a trece peste aceste șocuri de preț și de asemenea de a avea măsuri transparente și țintite. Cred că asta noi am arătat în ultima actualizare economică.
când am vorbit despre măsurile de suport, fondul de reducere a vulnerabilității energetice, prin intermediul căruia guvernul a reușit să evite creșterea nivelului de sărăcie în Moldova, asta ar fi un factor important care trebuie să fie luat în considerare. O întrebare. După părere dumneavoastră, Republica Moldova are o strategie, un plan de dezvoltare piață de muncă. Unii colegi au spus că cresc salariile prea repede. Alții spun că la unii nu cresc și la alte parte din majoritate veniturile scad. A doilea moment, dacă noi vorbim despre dezvoltarea industriei, noi avem specialiști, noi avem instituții care va preda aceste, să învață cum trebuie de lucrat aceste instituții, la aceste întreprinderi. Mulțumesc. Da, întrebarea e, la noi, dacă observați, deja de vreo 2 sau 3 ediții, tot discutăm despre capitalul uman, practic. Că asta tot e o întrebare, până la urmă, de capitalul uman. Problema asta, capitalul uman, era acută acum, cât, 5 ani în urmă, când noi strategia precedentă de țară care noi am avut-o, noi am spus că trebuie de făcut ceva. Eu mă bucur că acum totuși înțelegem cu toții că trebuie de făcut ceva. Noi putem să vă aducem exemple din ceea ce se face, dar desigur putem să vă aducem și exemple din ceea ce se poate de făcut mai mult. O parte noi deja astăzi v-am spus, iată că dumneavoastră vedeți practic, iar ministerul raportează, are un plan, el merge cu raportări, face că noi am făcut 1, 2, 3 pași, atât am făcut. Noi considerăm că problema e atât de acută încât trebuie de făcut și mai mult, în principiu. Eu am impresia că data trecută am menționat la discuția care am avut-o cu cei din sectorul auto, când ei spuneau că își creează singur centrul lor de excelență, fără să-i ajute deja nimeni. Noi, în propunerile noastre, în principiu, spunem că genul ăsta de centru de excelență sunt foarte importante de le creat, pentru poate nu doar în sectorul auto, poate mai multe sectoare care trebuie să ajute. În afară de asta, există, pe altă parte, și autoritățile, care, iarăși, încearcă să înțeleagă că există problema cu educația timpurie, când trebuiește de lăsat cineva copii și așa mai departe. Există pe tot timpul problema, sunt careva facilități fiscale care dau pentru aceste aspecte. Dar aveți dreptate, sunt lucruri care nu lucrează, cum am spus, de exemplu, cel puțin noi nu vedem un impact atât de mare la moment încât din observatorul ăsta care a fost creat a pieții muncii. Adică, dar sunt lucruri care se fac și ele se fac într-o direcție corectă, în viziunea noastră, dar este adevărat că este necesar cu mult mai mult. Și tot când vorbim despre forța de muncă, este adevărat că, uitați, companiile, exemplu, că am vorbit despre zonele economice libere, de acum înțeles că merg la 60, la 80 de kilometri să-și aduc forța de muncă la întreprindere. Dar asta înseamnă că forța de muncă e undeva este, nu? Și când ne uităm în principiu la sectoare, când uităm la sectoare care sunt angajate și care sunt sectoarele cele mai neproductive, cumva noi vedem că în sectoarele productive încă sunt foarte mulți oameni angajați. Noi avem care iarăși am discutat cu dumneavoastră, avem partea asta cu întreprinderi municipale și întreprinderile de stat, unde avem atâția angajați și cifra de afaceri acolo, că 3-4% din tot cifra de afaceri a economiei, ceea ce iarăși înseamnă că sunt rezerve. Deci, înțelegem întrebarea, este complicat și sperăm că, iată, analizele care noi le avem să ajute în acest scop. Mersi. Colegi, mai aveți întrebări? Ok. Ion. Am să dau și eu o întrebare, o precizare. De fapt, vorbiți aici despre faptul, deși analiza arată că anul ăsta vom avea remiteri cu 8,1 mai mici și anul viitor o să crească deja cu 3,8 în 2026, cu 4,3. Puteți spuneți din analiza noastră ce a determinat această scădere și ce ar determina creștere? Pentru că, în mod normal, gândim că poate deja se erodeze baza
persoanelor care trimit bani în Moldova, de ce se așează acolo și nu mai trimit, dar de unde vine creșterea asta? Deci în baza căror factori ați dedus aceste cifre? Da, mulțumesc pentru întrebare. Întrebarea e destul de interesantă, fiindcă în general, da, noi dacă vă aduceți aminte mult timp în urmă, spuneam că viziunea noastră pe termen destul de mediu și lung este că sursa asta pentru veniturile disponibile, ea se va reduce în timp, exact din cauza că moldovenii se vor stabili în străinătate și vor transmite din ce în ce mai puțin. Și obțin asta e viziunea noastră pe termen destul de lung. Dar odată cu războiul din Ucraina, da, și practic stoparea remiterilor ce vin din CSI, în special Rusia, noi am observat la un moment dat o anumită redirecționare a venit spre alte țări, gen Israel. Fiindcă la un moment dat au fost niște tendințe. Acum, iarăși, fiind destinat din zonă, și deci scăderea e din cauza remitilor din CSI, creșterea e din cauza că totuși o parte din cetățeni considerăm că vor găsi sau având iarăși facilitatea asta ca o pașaport sau pot să angajeze ușor în UE și alte țări, vor găsi alte țări de destinații, dar pe termen lung, da, ideea este că această sursă pentru venitului disponibil, ea în principiu se va reduce, da. Deci în principiu vorbesc de Israel, deci sunt inițial, cel puțin la moment ce vedem noi primul semestru anului 2024, cea mai mare scădere e din CSI. Ion? Am vrut în contextul riscurilor politice care le-ați exprimat, adică nu v-ați referit concret, dar am vrut o precizare referitor dacă la Chișinău se schimbă puterea. Deci vine un nou președinte, anul viitor, da, tot e posibil. La anul viitor avem mai alegeri prezidențiale. Cum evaluați aceste riscuri, adică cât ele pot afecta relațiile cu Banca Mondială și alte structuri și ce impact poate avea asupra creșterii economice în general? Mersi. Alte idei? Mersi frumos pentru întrebare, domnul Ioan. După cum știți, dumneavoastră, Banca nu este o organizație politică și nu prea comentează evoluțiile politice din țară, dar vreau să vă spun că referendumul este un exercițiu foarte important și ne bucurăm că moldovenii s-au expus, s-au votat cum au votat. O să vedem ce va fi cu alegerile prezidențiale până la urmă și noi continuăm lucru cu Guvernul Republicii Moldova pentru bunăstarea poporului moldovenesc și Eu aș putea să aduc precizări, iarăși, Boris are dreptate, noi am fost angajați cu majoritatea guvernelor care au fost până acum în Republica Moldova, de la independență încoace, în principiu. Și scopul nostru este inegalitatea despre care dumneavoastră tot încercați să discutăm și sărăcia, da, asta este ideea. În principiu, dar alegerile parlamentare din experiența noastră anterioară are riscuri, următorul risc, pasul reformelor, ritmul reformelor, el de obicei se încetinește, dialogul cu autoritățile atunci când suntem cât mai aproape de alegerile, în principal parlamentare, el până acum experiența noastră a fost un pic de acalmie atunci în dialogul nostru cu autoritățile. Iată, din perspectiva asta, noi și punctăm în ediție dacă, iată, asta ar fi unul din risc și el splează iarăși pe ceea ce a întrebat colegul dumneavoastră cu posibile scenarii cu gaz, ceea ce în general poate să aibă repercusiuni interesante. Întrebare. Da. În raportul dumneavoastră este remarcat că în anul acesta băncile comerciale în Republica Moldova nu vor primi așa profit ca anul trecut. Dar noi vedem că în acest an, anul acesta, acționarii au propus achită dividendele. După așa, ca să schimbați situația, cum vă
cum gândiți, cum, ce părere aveți? Are nevoie, trebuie ca Banca Națională să intre în această întrebare și va limita nivelul de achitare dividendelor? Mulțumesc. Eu cred că dumneavoastră discutați cu Banca Națională. Ce vor să fac? Este o întrebare, știți, din punct de vedere teoretic, economic, întrebarea este cu mult mai simplu, dar aspectele de economie politică, sigur că noi o să lăsăm să le adresați Băncii Naționale. Cred că ultima întrebare. Dumneavoastră ați vorbit despre sectorul IT, care este locomotivul din Moldova, dar nu ați vorbit despre sectorul BSS, Business Service Sector. Acum el e foarte, foarte, este în creștere și acum ajunge la nivelul IT. Și dacă trebuie să face ceva guvern să divideze sectorul IT cu BSS, sau careva noi facilități de. Și o altă întrebare este că, de ce, cum gândiți, de ce în Moldova sectorul automotiv, care a născut numai 13 luni, ani în urmă, au devenit locomotivul, ci nu agricultură? Про БПО, и я хотела, в принципе, задать подобный вопрос. Вы говорили о том, что есть резервы, фискальные резервы, это те освобождения, которые существуют. Ну, или снижение фискальное. Вот то, что получил этот сектор БПО, было много вопросов. Были ли такие вопросы у Всемирного банка вот, о том, что... дают такую ставку, дали уже, да, эти преференции БПО. И вообще, как вы к этому относитесь, к тому, что у нас не снижается количество, в принципе, освобождений, нагрузка? То есть, вот, да, БСС, да. Вот в этом плане, если можно... Как вы ситуацию с освобождениями, с преференциями по... Все понятно. Maybe on the BS... Секторul BSS. De asemenea, vedem că acesta este unul din sectoarele. Adică există potența de creștere în acest sector pentru Moldova, evident. Deci noi este un sector pe care noi acum l-am analizat pentru că accentul a fost pus pe sectorul de producere pentru lansul valorice globale, dar a fost un diagnostic făcut de către Banca Mondială. E vorba despre diagnosticul sectorului privat din țară, CPSD, și acolo era o secțiune pe BSS cu recomandări foarte detaliate, specifice sectorului, pe care țara ar putea să le analizeze pentru a fortifica sectorul pe mai departe. Deci, când ne uităm la anumite recomandări pentru anumite sectoare, evident că stimulentele fiscale apar mereu, pentru că guvernul le implementează, pentru că guvernul crede că poate să sprijine creșterea în sector, dar... Deci, ca să stimuleze creșterea în sector. Dar cred că acesta este unul din instrumentele pe care guvernul le are la îndemână. În multe studii pe care le-am făcut noi la Banca Mondială, noi vedem și alți factori care sunt mai importanți pentru stimularea activității sectorului. Eu cred că dacă stimulentele sunt oferite în anumite sector, atunci este important ca acestea să aibă și o clauză de încheiere acestora, ca să fie transparente, țintite și să nu dezavantajeze alte sectoare. Și, din nou, ceea ce este important este ca aceste reforme orizontale să fie implementate de țară. Deci ele trebuie să fie benefice pentru toate sectoarele, nu doar pentru un singur sector. Cel puțin în ultimii, cât, bine, haideți să spunem, 3-4 trimestre, poate chiar și mai mult, că nu mai țin minte acum, dar... Exportul de programe software, el scade în balanța de plăți. Și anume, cealaltă parte, ea crește. Ca să analizez cât de bine a fost când ai dat o facilitate fiscală, trebuie să te sigur că și am impresia că am menționat asta la careva altă ediție, trebuie să faci o analiză cost-beneficiu, nu?
Noi așa analiză n-am făcut cost-beneficiu, dar noi știm că autoritățile deja de ceva timp și-au mers, ei n-au început cu sectorul ăsta, au început cu alte sectoare, au început să uită la impozite categorii mai, să uite care sunt facilitățile fiscale și care sunt care este impactul lor. Din perspectiva noastră, iarăși, cum a menționat Melanie, ca regulă de bază, noi tot timpul spunem că trebuie să fie taxate sectoarele toate la același rată, cu același nivel, dar dacă cineva, autoritățile doresc să țină un anumit sector sau un anumit nuțe, asta poate fi făcut prin alte metode decât neapărat fiscale. Dar cu privire la automotiv și agricultor. A, da. Deci, viziunea noastră este că agricultura rămâne a fi unul din cele mai importante și sectoare pentru creșterea economică în Republica Moldova. Și potențialul ei este foarte mare în principiu. Problemele care se confruntă sectorul agricol noi am mai menționat, dacă dorim putem să avem o discuție aparte, dar cele mai mari sunt totuși de productivitate, investiții puține în sector și condițiile problemele care țin de adaptare la condițiile climatice și așa mai departe. Deci aici e o discuție întreagă aparte care putem să o avem, dar viziunea noastră, sectorul rămâne foarte important și viabil pentru creșterea economică. В принципе, у нас такой намечается крен в сторону услуг, то есть доля услуг увеличивается, доля производства сокращается. Как к этому относиться, как вы комментируете это? Хорошо это, плохо это? Dacă foarte scurt, este o tendință regională, Moldova nu este ceva deosebit, o excepție de la asta. Am fost rugat scurt, așa că scurt îmi pare o tendință naturală. Dacă nu sunt întrebări, Boris? Da, vă mulțumim foarte pentru prezență, pentru întrebările noastre, pentru participare activă și discuție interesantă. Vă așteptăm din nou la ediția următoare și o zi bună, continuare. Da. Pentru...